și lunașul Pustiță. Să mă iertați că am venit, uite, țara, am fost la priveri. Astăzi o mormântăm pe baba. Și când facem ziua? A primit cadou de la doamna Andreea și domnul Radu, de la naș. Tu m-ai încurcat, tu mi-ai rugat. Ce cadou mama ai primit ea? Tu mi-ai rugat, ai fost murăria. Ce cadou ai primit? Ia să vedem. Ce ai primit? Tu ai fost gurărea. O sticlă de palincă, două coace la nu mine. Nu-i palincă. De palincă, apă de măcelar. Apă de măcelar ți-a trimis Andreea, nu vine să cred. La ziua ta. Ce-i patroană? E de bărbată la patroană. Un parfum și apă de măcelar. De la mine parfum. Să deștești pe față. Aveam nevoie de apă de măcelar, prieten, să fac curat acum. Și ți-a dat Andreea și curat. Asta aveai tu nevoie? Da, asta aveam nevoie ca corp. Aveai nevoie. Da, apă de măcelar. Da, parfum. Mulțumesc, Nașa Andreea. Mulțumesc, Nea Radu. Mulțumesc, Nașa. Păi, trebuie să te rămâne, dădem lui Dana. Pe bune. Ce-o vorbesc, mamă? Ia, mamă, poate ai ceva bani aici în parfum. Aaa, ce bani. Galben ceva, mamă, nu ai. Vai, ce parfum frumos. Vezi că trebuie să stea în asta, Olga. Vezi, băi, apa de măcelar. Un pic un galben. Nu e niciun galben. Nu e, mamă, niciun galben, vezi? Ne-a dat un are galben. O apă de măcelar. Ia uite ce parfum. De apă de măcelar. Ia uite, mamă, ce parfum. Olga, m-am bucurat de apă. Mulțumim, Nea Radu și Andreea, Naș și lui Alin. Mulțumesc. Și mulțumim, prieteni. Cea mai bun cadou care mi-a plăcut. Mulțumim, Nea Radu, Andreea. Mulțumesc, lunașul Pustiță, pentru mere, pentru tot ce e. Da, și lunașul Pustiță, pentru mere, s-a trimis jumătate de sac de mere. Așa, ia de zică, mă, că ne-i la gură. A fost, mă. Aoleu, ho. O, care cafeaua, în jos. Poate o faci lată, tu, acum. Ia, dă-mi și mie un mere, dă-mi. Dă-mi și mie un mere. O, sunt alea de Prietenii, prieteni, sunt pe canalul Patroana de la Staia. Prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Am fost la baba lui Lucia seară, am stat la preved, la prevedeală, cum spuneți dumneavoastră. Și astăzi ne ducem să o îngropăm. Și-i bucătare. N-auzi bucătare, vorbești și eu cu tine, cu cine vorbești? Aseară am fost la prevedeală, a fost în Bulibașa Modă, acolo toți țiganii a făcut judecata pentru Olga. Și i-am spus așa lui Bulibașa Modă, nu-i bun de judecat. Îl dăm afară și îl pun pe bucătarul, te pun pe tine. Ia stai, Olga! Eu sunt țigancă de la Timișoara. Da, da. Olga, stai din gură, diamant! Pleacă cu diamant cu tot! E casa mea, copiii mei. Eu n-am venit bărbat, cum a venit. Olga, dacă mai vorbești pe grobul meu, întâi telefonul. Și am făcut ședința seară că ăsta Modă n-a făcut judecată bine. Bă, nebuno! E nebună, lasă-mă! Du-te la nebunia ta! Prieteni, ascultați-mă, prieteni. Prieteni, am venit de la PV, n-am o dină de această femeie. Am făcut judecata țară. Dita ceașul. Și filmezi, stai din gură să filmezi. Stai din gură să filmezi. Ia-ți de aparte să filmezi. Ce treabă? Nu a dus să te filmezi cum faci de urât. Mă, stai din gură. Nu am replic din ce, mi-am ceva în cap. Prieteni, toată noaptea a făcut țiganii judecata, am făcut cu Modă acolo la prevent. Și a spus așa, bă, Bulibașa Modă, dacă tu ai făcut judecata, trebuia să o faci corect. Dacă Tomi vrea, a spus Gani să rămână cu același femeie, cu Olga II, să ia casă, că a spus că a luat la Cruj, ori a zis că e la mamă sau o casă la etaj care e singură. Și a spus, bă, Bulibașa, de ce n-ai judecat corect? Dacă vrea să împacă cu Olga, rămâne în casă acolo. Și fac bani amândoi și plătește licitația. Așa trebuia corect. Dacă nu vrea să rămână cu aia, să se ducă la mamă, să acolo care casă la etaj. Zic, n-ai judecat corect. Și a spus toți țiganii că așa e, n-ai judecat corect.
și-l dăm afară pe Bulibașa, că a luat șpagă de la Tomi, prieteni. O, tot da, a luat șpagă, da, că a ținut cu Tomi. Și a zis dar că nu mai... Ești. Da, și acum a zis să nu mă dă țigane afară, că luni pat caltă judecată. Nu mai, dacă n-ai făcut-o, dacă n-ai făcut-o și a venit aia în casă, n-ai făcut-o corect. Și a spus, vorbesc cu toți țiganii să votează pe bucătarul să-l punem în locul lui Modă. Nu mai, gata, toți țiganii ține să-mi bagă pe bucătarul lui Leo Bulibașa. Bulibașa? Da. Mă las Bulibașa, bucătarul. Păi n-am mustăță, n-am păr complete de ăla. Ei, lasă-mă, să vedem. Parcă burta am. Să vedem, dar zis să țiganii, dar ăla face numai mâncare, știi, să facă judecată. Aia, vezi. Judecată, acum rămasă între ele, să vedem pe cine. Să ies din asta și să fac judecată de asta tot timpul, pe ăsta, pe YouTube. Trebuie să votează țiganii, să vedem pe cine punem în locul lui Modă, Bulibașa. Nu știu, patron, mie nu mi-ar sta ca asta, ca Bulibașa de ăla să fac. Păi de asta a luat spagă de la Tomi, n-auzi? Eu te cred, a ținut cu Tomi. Crezi că pe mine nu mă corup? Că a zis Tomi că a duce pe ea și a dus-o țara. Nici n-a terminat judecata și a dus-o pe Olga doi. Și a venit poliția toată noaptea, prieteni. A trimis Olga poliția acolo toată noaptea. Și azi dimineață a venit și la noi poliția. Să certară copiii lui Olga, să bătură acolo cu Tomi. A venit Tomi cu Pinte aici, peste noi. Când a venit Tomi? A venit, da, a venit și ăsta, Pinte, să intre peste Leu aici. Păi cum e bine așa ceva? Ce se fac cu Pintea? Păi cum să vină peste copilul meu și copilul meu e molav? Păi auzi, Matoana, i-am zis niciodată, ce să fac eu copiii ăștia în seamă? Pe live-urile lor să-mi vorbești? Să nu mai pomeniți numele lor, să le lași pe... Păi, dragul meu, ești om serios, ești om renumit. Așa am văzut și pe TikTok, de fapt... Nu te băga, mamă, ce face Olga cu nebunii ei. Da. Să se descurcă, să se ducă luni la procuror. Să ia ăla decizie că să nu mai intre nimeni în casa ei acolo până să vinde licitația, să părăsească casa toți. Cine? Astea toți? Toți din casa de, de acolo, că nu-i casa pe numele lor. E casa lui femeia lui Luci de la bord. Și-a luat-o finanțele. Să părăsească casa toți. Nici Olga, nici Tomi, nici Pintea, nici Nima. Să nu mai stă acolo. Dacă ei veniră peste copilul meu, să nu mai intre niciunul în casă. Înainte toți fugeau din casa aia, nu le părea bun nimic. Da, zicea că răutate pe capul lor. Acum toți, s-a ducit și toți. Păi să-mi cară, bă, Pinte ăsta de bucătare. M-am dus eu cu porcul cu duba și s-a răsit Tomi pe Olga pe ăsta. Păi frumos așa ceva față de mine. Nu știu, îi duce porc la copiii lui de 40 de milioane și sărățoi și s-ar adus-o pe menajera. Tu, menajera, să părăsești casa lui Olga, să cât de urgent să o părăsești, te rog frumos, să părăsești că n-ai o muncă, n-ai o cană, n-ai nimic acolo. Au zis și femeia aia, au zis. Tu ai venit pe coadă să faci crime, să faci cârcuți, pe asta ai venit toată țara. Tu ai venit să căirară copiii, să moară unul din ei și a venit și ăla peste noi, ai venit să faci crime. Ei, eu m-am ținut pe Olga până acum să nu se ducă la procuratură. Mâine o dau drumul la procuratură să ducă la procuror. Că așa meritați. Și așa e, bucătare. Ce să mă, pare judecată, judecată ăla e... Eu nu mai fac nici o judecată țigănească cu Tomi. Face Olga la poliție și la procuratură. Să descurcă cu el. Nu mai mă bag, bă, Cătăline, să facă ce vrea. Am ținut-o toată vara în frâu. Îți zic niciodată nervii să-i spui și la asta. Păi asta cine o pune din casă de-a fugit cu... Acolo. Bă, Cătăline, a fugit și ea, da, cu român, cu țigani. Cum a spus ăsta Moda seară. A avut și Tomi una la Motru, una adusă peste Pimpe, a spus Luci, acolo la Italia. A stat și el și cu menajera. A avut și el 3-4. Nu numai Olga. A fost Modă că Olga mai are două să facă exact ca Tomi. Că a făcut Tomi cu 5 și să facă și ea tot cu 5. Pa, mai are două Olga de luat. Da. Așa a făcut stabilit Moda țară. Și m-am supărat pe el că nu judecă corect. M-am supărat pe el așa. Da. Auzi, Olga, mai are nevoie de 2. Așa zice Moda. 100, Doamne, m-am supărat cu Moda țară, toți țiganii ținură cu mine, a zis că n-a făcut Modă judecata corect. Auzi, Matoana, spune de ce nu fac toți. Pentru că toți îți dau dreptate lui Tomi. Că zic că ea a plecat singură. Da, într-adevăr, n-a gândit tot Tomi. Ce e drept, e drept. Dar nici el n-a pus ușa de biserică, asta vrea să spună Modă.
Așa spun modă. Nu, eu am vorbit cu el aseară, el mi-a zis că nu mai acceptă pe Olga. Păi nu mai, nici noi nu vrem să mai dăm pe Olga la el. Dar nu mai, prăsăște casa toți. Cine cumpără casa de la licitație, el a rămas patron acolo. Păi el asta întreabă, de ce el nu are dreptul la casa aia care a făcut-o cu ea împreună, amândoi? Păi da. N-a făcut. Terenul i-am cumpărat noi și casa veche. Aia de rămas pe aia casa. I-am dat eu 200 de galbeni. E martor Dumitru. E martor Dumitru și patru. Casa lui sora mea. Că sora mea l-a botezat și pe Pintea lui nu era tot. Pintea ai botezat de noi, de leu. Da, eu l-am botezat pe fără, Pintea fără, și fără Tomi. Păi Tomi era de lunge, că era casa ei. Nu avea treabă cu... Păi era și despărțit de Olga atunci când l-a despărțit tot. Și l-a botezat leu pe Pintea. Atunci am făcut botezul la noi. Și plus eu le-am dat bani, a făcut casa. De unde a făcut Tomi banii? Care banii lui Tomi? Asta nu mă gândesc că banii ar cu ei ar fost și alea. Contează că dau pe viața. Bă, de bucătare. A fost și banii lui Stănescu unde a fost cătă, mai a fost însurat. Și ăla verișorul mi-a fost foarte bogat. Și i-a dat 400 de bucăți. Din 400 de bucăți. Și am mâncat la nuntă, dar n-aia mai dat nimica. Am dat de la mine 20 de galbene lui verișorul meu ăla. De la mine am dat și acolo. 20 de galbene. 4.100.000. Auziți pe ce casa? Bucătările făcute? 16.400.000. Pe galbenii ai mei și al lui verișorul meu. Nu, dar nu știu, voi ăștia am probleme cu ochiul, mai rău nu văd, uite pe asta. Păi dacă nu pui picături, ai cu ticăla toată noaptea. Ăla văd că e unul cu tulburi astea la stânga ochiul. Uite, vă cumpărai o sigă de suc. Să picăm, mă, Olga, că ați cu țigania țara, o tărât, că, că o scoate afară de acolo, că nu, nu are dreptul ea. Ce frumos sunt descasa. Păi v-am făcut judecată toată noaptea la preven. Asta e lăsată bucătarul la finanță și 10 de euro. Mă, Olga, gata, cine o cumpără, la rămâne patron. Să știe toată lumea, nu mai vorbi toată ziua. Cum ai tărătat toată noaptea. Tu n-au odină, frate, toată noaptea ai lancetit la cap. Prieteni, toată noaptea ai văzut la prevent. Și el a cetit, l-a tărătat pe leu toată noaptea. Eu am făcut judecată cu țiganii, lăsă calm. A spus țiganii că de afară nu are voie să stăia în casă. Eu mă duc singură când vreau eu la mine acasă, eu nu vreau acum ca să vină dovezile. Să vină ordin de prost. Luni de dimineață te duc la procuror să iai reții. Să iau un proces verbal. Să iai proces verbal, să dai afară. Să dai afară pe aia de acolo. Furt și violare de domiciliu. La finanță. Ia la că grabe, sănătate, prieteni.